lucrările evoluează destul de bine. Bineînțeles că se poate și mai bine. De la începutul anului ne-am angajat că până la sfârșitul acestui an vom reda traficului cele patru benzi pe acest sector de centură. Suntem în grafic. Lucrările integral se vor finaliza în luna mai 2017, dar traficul va fi deschis la două benzi pe sens la finalul acestui an. Vor fi lucrări adiacente pe zona cea mai complicată a sectorului, și anume în zona în care este traversat sectorul de apeducte. Se va circula pe o suprafață de beton, urmând ca la începutul sezonului de lucru în 2017 să fie finalizat la nivel de asfalt. Problemele cele mai mari pe care le-am întâmpinat de la începutul anului au fost expropierile suplimentare, unde erau destul de multe suprafețe, terenuri care nu au fost expropriate, deci nu au putut fi predate constructorului să lucreze. La începutul lunii iunie această problemă a fost rezolvată într-o proporție de 99%. Mai sunt în momentul de față doi proprietari care refuză să ne dea acces, cu toate că exproprierea a fost făcută, și în consecință vom organiza o executare silită.